Încă un singur detaliu, ancheta penală continuă pe altă parte, ceea ce Ministerul Sănătății, CECHIM și Guvernul au făcut în acest moment este partea unei anchete administrative și a unei recomandări de lucruri pe care vrem să continuăm. Dar nu excludem ca să ne îndreptăm în civil împotriva prejudiciilor, împotriva companiei respective, pentru că există prejudicii pe care începem să le constatăm și să le măsurăm ca atare. Așa că, indiferent ce se va întâmpla cu compania respectivă, să putem reacționa în termenii legali și în cadrul legal existent. Repet, însă, nu vorbim aici de o anchetă penală, vorbim de o anchetă administrativă cu eventuale consecințe administrative și civile.